otra equipa, nosotros la primera. Okay. Los hacemos famosos. Vamos a Kiniwa, por favor. Sí, hola. Hola. Gracias. Este o noutate în viața noastră pentru că este prima un microbus. Era o bucată de viață într-un autobuz foarte mic. Doi oameni care mergeau la o mormântare. O fată care își șterba ziua de naștere. O mamă cu copilul, care copilul avea diaree, să înțelege. A plâns tot timpul. Un student în spate și, lângă noi un om vorbăreț. Și în doar orice colț pe planetă există un om vorbăreț. Deci aveai o bucată de viață băgată într-o cutie. Hei, în partea aia te iau autostopul. Așa. Și am zis că dacă o dasez un pic, poate avem noroc mai mare la autostop și opresc mai repede mașinile. Hola! Hola, senior! Hai că opresc alții în spatele ei. Kirigua, por favor! Kirigua, asta para. Si, sí, el monolito. ¿Tú sabes dónde estás? Sí, podemos estar... podemos estar para allá. En el gracias. Gracias. Monolito de... Kirigua. Gracias. Thank you. ¿Puedes ayudarnos, por favor, con un ride? Ceilalți plecau, noi rămâneam acolo pe metereze. Dar am găsit. Vedeți, ajutar? Ok, am... Give me one moment. Ok. Tatăl și fiul, care nu știu unde se duceau, cert este că i-am deturnat și i-am rugat frumos să ne ducă unde ne arăta nouă bănuțul. Băi, noi n-am întrebat cât durează. O oră. Oare? Dar a înțeles unde? Știi? Da, l-am mai întrebat o dată înainte, după ce ai rugat tu. Deci a durat 2 minute să luăm mașina? Da, suntem... Se pare că în Guatemala avem mai mult noroc la autostop. Da. Joachim a plecat, nu? Ba da, au plecat Joachim și Jean. A. 3 minute înaintea noastră. Suntem singuri pe drum. Hai, baby, gata, poți. Aici, Greta, de-aia vrei să desenez? Am ajuns la autostop. Și soarta. Soarta noastră, cea de toate zilele, i-a adus și pe Scârlătescu și Doina. Unde trebuie să mergem, mă? Por favor. Unde trebuie să mergem? Guatemala? Încolo, cred că da. La Guatemala, mă? La Guatemala? Ce dracu, mă? Scuze, voi nu știți? Eu știu că acolo e aeroport, de-aia, mă. Hai totuși să mergem să întrebăm pe cineva care ar vrea să ne dea răspunsul corect. Eu știam că Joaquin și Ovidiu i-au mai votat de câteva ori la Careu și am presupus cumva că, bă, dacă noi suntem înaintea lor, eu nu cred că suntem foarte, foarte în față. Ultimii proști. Cred că penultimii eram. Pe ceva timp, de vreo 2-3 stagii, tot ultimii plecăm. Hai să mă agit. Dar unde este agit că ăștia au 30 ceva de minute? Băi, și-au prins mașini repede. Hai mă să-i întrebăm pe ăștia de aici. Uite, doamnele, de aici, eu? Să ne spună și nouă care este... Direcția. Da. Cunoașteți unde este acest edificiu? E aici? Și s-a uitat ăla la noi așa și a zis, păi sunteți bătuți în cap, bă. Cuál este la primul edificiu grande de aici? Ruina de Kirigua. Bă, dar omul Brici, ce zici că era istoric la Muzeul de Istorie al Guatemalei? Ruina de? Ruina de Kirigua. Scrie. Și că toată treaba asta se întâmplă undeva la vreo 32-35 de kilometri de aici. Măcar am... Știm în ce direcție merge. Ne-am întors autostop, Bordea și Cortea nu mai erau. Ne-am întors autostop, lasă-o plec. Oricum plecam ultimii. Da. Bă, da, 2 km mai până la ruine? Și chiar ne duce 40 și mai avem, la niște ruine ne lasă și de acolo mai avem 2 km. Dar mai ușor găsim mașină de acolo, zic, pentru 2 km. Da. Poate-l convingem pe el să ducă 2 km. Păi nu poate, mă, că ăștia are oameni de dus, ești nebun la cap. Că sunt 2 km. Plus, dacă aș fi lângă el, i-aș zice, dar de aici ce vrei să țip la el? Ieșim? Am luat o mașină care nu putea să ne ducă exact până la Kirigua acolo. Sau putea, dar mai avea o oprire de făcut. E, în momentul ăla noi am zis, am mai avut problema asta, nu mai repetăm. Kirigua? Kirigua, Kirigua, Kirigua. Senior, Kirigua. Ah, nu, e Jean. Jeanii care plecaseră înaintea noastră. Ați prins mașină bombă. De ce m-ați oprit? Am luat rostul după un prieten, dar bine, nu știu. Dacă plecăm cu el, dacă nu. Senior! Senior, vamos a... Udino! Foarte repede am găsit mașina, am sărit din nou într-o cocea din asta. Hola!
Hai, pom! Cred că ne lasă aici. Nu, nu! Nu, trebuie să dormi cu el. Doamne, deja-ți aici! Pe partea asta la aici. Senior! Senior, nu ne deja-ți aici, că nu tenem o scoce para andar para ea. Ne pede de hara ea, por favor? 4 km, por favor, că nu e ningun coche ne va dejar. Monolit! Monolito, 5 minute mai sunt. Sí, 5 minute. Ah, gracias, thank you. Bravo. Chica, chica, chica. Cum ai făcut, mamă? Leșin! Ai mă cel mai urât mamă care n-am văzut să-l fi dat vreodată. Ce mă rog! De ce l-a făcut? Ce mă rău! Nu cătează! Aoleu! Nu! A fost un flirt compromis! Ce mă rău! Un flirt compromis! O tentativă eșuată! Ce mă rău! Contează să vedem noi monolitul, că după aia nu mai are importanță. Locuită încă din secolul al II-lea după Hristos, Quirigua a fost în timpul domniei lui Cuaxcai, capitala unui stat puternic și prosper, ce deținea controlul pe drumul jadului, piatră considerată sacră de către vechii maiași. Din vechiul oraș au rămas multe monumente, altare și statui zoomorfe închinate conducătorilor orașului. Fiecare monument este însoțit de o inscripție hieroglifică cu date precise, istorice și politice, necesare în descifrarea puzzle-ului creșterii și descreșterii Imperiului Maiaș. Pe drumul aurului, America Express. Uite steagul, uite steagul! Muchas gracias para todo, bye, gracias! Steagul! Bombă, uite-le pe fete, uite-le pe fete. Da, 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 hai că... Bombă, hai ca un minut în față. Senior, monolito, aia? Aia? El bagno? Și eu aș vrea. Fac pipi, Andreea. Zic, bă, hai să mergem întâi să dăm despre ce-i vorba. Faci, știu că și eu fac. Auzi, eu aș vrea, dar nu vrei întâi să mergem aici să vedem măcar ce avem de făcut? Păi, durează... Hai repede, fa repede. La bine, dacă tot facem pipi, facem un rog. La toaletă. Bacuna, cuna, 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 cuna. Că a venit Jean! Oh, nu! Păi eu ți-am zis! Ce să fac? Și-au trecut prin fața noastră. Ți-am zis? Uite-i față. Nu pip, pip. Cred. Bip, bip. Că eram primele. Eu deci fac un pipi și-a apărut Jean. Aha, uite monument. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Ești lejos de aquí? Quanto tiempo? Un kilometru. Ok, perfect. Oh. Mai e mult. Era un parc special din ăsta cu istorie, cu foarte multe pietre din astea antice. Hai pe aici, nu mă rapă care. Vine echipă din spate, facă. Doamne, stai în monolit? Hai să afli mai multe despre aventura America Express. Poți să urmărești podcastito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Yeah. Da, da, da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.